50 de nuntași au ajuns la spital cu salmonela după ce au mâncat ecleruri oferite la pachet la finalul unei petreceri. Dintre aceștia, 34 sunt internați, printre care și 7 copii. O persoană se află în stare gravă la ATI. Conform Digi24.ro, potrivit informațiilor transmise de către DSP Alba, au fost înregistrate până acum 50 de cazuri de toxi-infecție alimentară, din care 34 de persoane se află internate. Dintre acestea, 21 sunt internate la Spitalul Municipal Blaj, din care 5 la pediatrie și 16 la boli infecțioase, 11 la Spitalul Municipal Târnăveni, județul Mureș, 1 la pediatrie Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia și 1 la Spitalul de Pediatrie Sibiu. Anterior, în cursul zilei, DSP Alba anunțase 38 de cazuri de persoane cu vărsături, caune diareice multiple, febră, astenie fizică și dureri musculare, din care 21 internați, inclusiv o persoană la ATI Târnăveni cu infecție renală acută, scrie Ager Press. DSP Alba a mai precizat că rezultatele probelor arată prezența salmonelei SPP, inclusiv în cele două pentru coprocultură de la administrator. Deoarece în rândul celor simptomatici erau și persoane care nu au participat la nuntă, dar au consumat ecleruri primite de la miri ca pachet pentru acasă, DSP Alba a considerat eclerul ca fiind alimentul incriminat, mai ales că în meniul de la nuntă nu era inclus. Livrarea prăjiturilor a fost făcută de la laborator, ambalate în caserole de unică folosință, care au fost preluate cu autoturismul propriu de către mire. Deoarece existau comenzi luate pentru evenimente care se desfășoară la sfârșitul acestei săptămâni, DSP Alba a considerat un risc pentru sănătatea publică funcționarea în continuare a laboratorului de cofetărie și ca urmare s-a procedat la suspendarea temporară a activității, relatează Digi24.